Bine ai venit la Școala Biogenis, locul unde vezi, asculți și înveți pentru copilul tău! Bună ziua! Vom vorbi astăzi despre un produs extrem de practic pe care îl veți folosi din prima zi în care ieșiți din maternitate cu bebelușul. Este vorba despre porbebe sau marsupiu, cum îi mai spun unii, un sistem de transport al bebelușilor și copiilor, recomandat din prima zi și până în jurul unei greutăți de 15 kg. Este bine ca acest porbebe să aibă inițial poziția unui landou, oferind astfel suportul necesar pentru coloana bebelușului și mai ales pentru căpșor. De asemenea, este bine ca materialul interior care vine în contact cu pielea celui mic să fie antialergic și să fie ușor de curățat, preferabil de gen prosop, din bumbac sau alte materiale organice. Tot pentru dezvoltarea normală a bebelușului, deschiderea pe unde ies piciorușele trebuie să fie astfel gândită încât să evităm riscul accentuării unei luxații congenitale de șold. După prima perioadă în care vom transporta bebelușul în poziție orizontală, ca într-un landou, trecem la a doua variantă de poziție, transportul ventral, în față, precum la ursuleții cu oala. Putem duce astfel bebelușul până la vârste din ce în ce mai mari, orientat inițial cu fața către părinte și ulterior cu fața către exterior pentru a cunoaște lumea. Ultima fază de folosire a marsupiului sau porbebeului este fixarea lui în spate, precum un rucsac, așa cum se practică în Japonia, în stampele cunoscute. Aceste sisteme de transport al bebelușului trebuie să fie folosite conform normelor de siguranță și conform indicațiilor producătorului, așa că vă sugerez să consultați instrucțiunile de folosire ale lor înainte de a pleca cu bebelușul în călătorie. De asemenea, este bine să știți că un astfel de porbebe nu trebuie folosit în primele 30 de minute după alăptarea la sân și nu trebuie folosit pe o durată mai mare de 2 ore. Cercetătorii recomandă folosirea unor astfel de sisteme, porbebe sau marsupiu, deoarece ele stimulează dezvoltarea legăturii indestructibile între părinte și copilul său.